Stimați colegi, eu am înțeles mai multe etichetări, dar dacă suntem așa de sincer, anul trecut când am fost în coaliție și am vorbit cu guvernul, și dacă mi-a scoatit discuții din coaliție, Guvernul a spus și mai mulți colegi deputați au spus că nu pot să anula legea miliardului, că Doamne firește, nu ne dă din deget, nu poți face acest lucru. Și atunci nu vineți cu careva soluții, spuneți că nu sunt la moment soluții, hai să vedem. Da astăzi uitați-vă cum ați abordat subiectul Патетик, фрумос, театрал. Крет кэн фэйсбук лайкуэрли лэ стрэнджэц мутэ. Дар ничо пропунире. Лилиан, дакэ мэнтерупец. Мэстрэн ачастэ салэн кадру партии лу либерал фракціуни. Йоу цэн мэнти фоарте бине кэн са модификат лэгислація. Шэ нувам вэзут ла трибуна централэ, спунец кэ нус пате дискэнбат лэджэ... cu privire la Banca Națională. Nu se poate depus pe umerii cetățenilor banii furați din sistemul bancar. Iar astăzi, în opoziție foarte repede, și facem încă baluri și nu ne pare că fiecare din noi este cel mai, cel mai deștept. A, încă o dată, acum ce examinăm, hai, eu vreau să încerc să explic cetățenilor, că cetățenii cu vas nu înțeleagă că astăzi noi discutăm recuperarea miliardelor furate. În premieră cu acest lucru se ocupă Procuratura Nouă Conducere. Până acum tot nu s-a întreprins absolut nimic. Astăzi Guvernul Republicii Moldova prezintă o soluție așa cum o vede Guvernul. că nu Guvernul se ocupă cu, recuperarea miliardelor furate, nu este atribuția lor. Și doi, nu, sunt, nu este aceeași pușculiță. Dacă suntem deputați și cunoaștem legea, Banca Națională, banii care are, nu au nimic cu bugetul de stat, cu bugetul public național. De ce am mințit cetățenii? Nu sunt banii care pot fi utilizați pentru interesele cetățenilor, pentru programe, sănătate, educație, investiții și așa mai departe. Sunt banii băncii naționale. Și prin lege guvernul propune cel puțin, prin lege să responsabilizăm Banca Națională, să folosim veniturile acestei bănci naționale, care tot este o instituție publică, dar independentă, să o folosim în gestionarea unei situații foarte grave, când cetățenii trebuie să achite banii furați. Dar atunci când s-au luat acele decizii, am rămas frapat cu un coleg fost ministru a justiției și care a participat și tot a votat că și Carp tot acest lucru. Astăzi ne întreabă, de da ce oare, ce domnule, chiar miliardele furate rămân pe seama datoriei publice? Dacă așa ați decis la acel moment, dar cum altfel? Și astăzi Depindem de procuratură, de organe care ei trebuie să facă tot posibilul ca banii să fie recuperați. Iar guvernul vine cu o soluție tactică de moment să micșureze povara asupra bugetului. Și mie îmi pare că abordarea domnului Pușcuță și discursul lui a fost foarte modest, adecvat și concret. El din start a răspuns la întrebare că el nu poate vorbi despre recuperarea din partea guvernului, despre uh, recuperarea miliardelor. Asta este problema care se ocupă procuratura și organele. El a spus că astăzi guvernul vine doar cu acest lucru. Și asta tot este un pas înainte. Vă pare rău că nu ați venit voi cu inițiativa aceasta? Păi nu veniți cu 100 de inițiative, veniți cu una, două gândite, concrete, care noi putem vota cu cea mai mare plăcere. Dar încă veniți și înveniți pe cineva în PR. Dar ce oare? 20 de lor de cuvânt asta nu, nu faci dragul PR-ului? Lipsiți de conținut. Și... Şi...

decizii secrete. Și despre bani, și despre aeroport, și așa mai departe. Și... Ha așa că haideți să nu jucăm acest teatru. Cu toții purtăm răspundere și cu toții nimeni nu suntem ideali. Și cu toții trebuie să găsim soluții. Și guvernul a venit cu această soluție. Domnul Pușcuță, vă mulțumim mult și suntem gata să susținem.